În zilele de început ale Bisericii Creștine, pe care se concentrează Cartea Faptele Apostolilor, comunitatea creștină se închega văzând cu ochii, crescând în credință, beneficiind de slujirea apostolilor și organizându-se din mers, astfel încât credincioșii erau slujiți atât spiritual, cât și din punct de vedere material și administrativ. După cum am aflat din capitolul 6, apare o categorie nouă de slujitori, diaconii, cu atribuții preponderent administrative. Între primii 7 diaconi s-a distins unul, Ștefan, un om evlavios și curajos, care nu s-a sfii să proclame public adevărul în ce privește rolul liderilor religioși în eliminarea lui Iisus Hristos. Auzind cuvintele lui Ștefan, saducheii au luat foc. Au încercat în fel și chip să răstălmăcească ori să poată găsi ceva condamnabil în afirmațiile înțelepte și îndrăznețe ale lui Ștefan, dar fără succes. Așa că au recurs la ticăloșii, plătind martori mincinoși care să-l acuze înaintea Sinedriului. Ștefan a fost astfel chemat să răspundă acuzațiilor. Și când a început să le vorbească, toți au putut să vadă strălucirea feței sale care arăta ca a unui înger. În cuvântarea sa, el nu s-a apărat, nu s-a justificat, ci a recapitulat istoria lui Israel și cu puterea Duhului le-a demonstrat cum Israel se împotrivise și se răzvrătise sistematic față de Dumnezeu. Când i-a acuzat direct de uciderea Fiului lui Dumnezeu, s-au stârnit rumoare, apoi agitație, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, aproape că nu i-a băgat în seamă și cu ochii a țintit spre cer, a rostit: văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Adică Mântuitorul Iisus Hristos era gata să onoreze primul său martir. La care mulțimea furioasă și întărâtată a început să arunce cu pietre în Ștefan. Unii, ca să fie mai lejeri în mișcări, s-au dezbrăcat de hainele în plus și le-au dat în grija unuia dintre ei, un anume Saul din Tars. Este singura dată când cei doi bărbați remarcabili, Ștefan și Saul, vor fi așa de aproape unul de celălalt. Erau situați în tabere diferite față de crucea lui Iisus Hristos, dar Dumnezeu îi va folosi cu putere pe amândoi pentru a modela cursul bisericii sale. Tânărul fariseu Saul credea că avea și știa tot ce îi trebuie. Dar când Ștefan a spus că vedea cerul deschis, Saul n-a văzut nimic și a trecut ușor și cu dispreț peste acel moment. Dar Saul, care mai târziu va deveni Pavel, n-a uitat niciodată ce a văzut și a auzit atunci, fiind de față la moartea lui Ștefan, în credința față de Iisus Hristos. Mărturia lui Ștefan l-a pregătit practic pe Saul pentru ziua din viitorul apropiat, când Domnul Iisus îi se va arăta personal pe drumul spre Damasc. Și pe când aruncau cu pietre în el, Ștefan a mai strigat: primește Duhul meu și, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa se încheie capitolul 7. Nu vă amintesc aceste cuvinte de altcineva? Da, de Iisus Hristos, pe care Ștefan pleca să-L întâlnească pentru a fi în prezența Lui. Ștefan a fost cel din tâi martir al Bisericii Creștine, primul dintre milioanele care au urmat, oameni care au renunțat de bunăvoie la viața lor pentru cauza lui Iisus.